despre orașul nostru și despre câțiva dintre oamenii minunați care au trăit aici. Și încep cu o simplă constatare sau o întrebare pe care vă adresez. Știți ce era aici la începutul secolului trecut, acum 100 de ani, pe locul unde ne aflăm noi? Nu, nu mai era Pașalâng. Constanța a revenit împreună cu Dobrogea în anul 1878 la țară. Aici se afla gara Constanței, gara care fusese construită de altfel de englezi în perioada în care Constanța se numea Küstenje și făcea parte alături de Dobrogea din Imperiul Otoman. Știți până când a făcut parte Constanța din Imperiul Otoman? Până în 1878. Dar în anul 1857, un grup de întreprinzători englezi, foarte interesați de navigația pe Dunăre și de aducerea grânelor din Principate, hotărâ să construiască o cale ferată pe teritoriul Imperiului Otoman. Această cale ferată urma să lege Cernavodă, care se chema Bogaskjöi atunci, de Küstenje. Acest lucru se întâmplă în anul 1860, calea ferată este înființată și îi se dă drumul în circulație, un prilej cu care este inaugurată și gara. Această gară, construită de englezi, deci a fost în acest perimetru și ea a fost gara Constanței până în anul 1970. Deci 100 de ani, iată, a durat această gară. Vă imaginați ca cum era Constanța atunci, pentru că în orice oraș al lumii, gara se pune la marginea orașului. Cam cât trebuie să fi fost Constanța în anul 1857-60, ca acest loc terminal să fie gara. Constanța ocupa numai zona peninsulară, pentru că noi știm că ne aflăm pe o peninsulă și dacă ne aflăm pe această peninsulă, tocmai acest lucru a cauzat și întemeierea orașului nostru. Dacă n-am fi fost pe o peninsulă și n-ar fi existat un golf la Marea Neagră, corăbierii greci în secolul 6 înainte de Hristos n-ar fi venit aici cu navele lor ca să înceapă să facă un comerț foarte profitabil cu localnicii și să-și întemeieze un emporion. Emporion se numea un soi de factorie comercială, un loc în care se făcea comerț. Sigur că golful era foarte mic. Dar în acest golf au venit corăbile de-a lungul secolelor. Am avut și o perioadă de maximă strălucire, în perioada Imperiului Roman, în care portul avea o zonă extraordinară de depozite și un loc în care se întâlneau antreprenorii și cei care făceau negoț la Constanța, avea un mozaic de 2000 de metri pătrați. Din acest mozaic de 2000 de metri pătrați, s-au descoperit în anul 1955 700 de metri. Și dacă aveți timp și chef să vă duceți în Piața Ovidiu, să vedeți edificiul roman cu mozaic. Mozaicul este făcut în secolul 4 sau 5 după Hristos și este unul dintre cele mai mari mozaicuri din sud-estul Europei. Dar să revenim la gara. Deci Constanța se întindea numai până aici. Era un oraș foarte mic. Și avea de-abia câteva străzi pline de gropi, chiar ele aveau denumiri cești, dar sigur că în momentul în care Dobrogea revine la țară, în anul 1879, li se dau denumiri românești. Multe din aceste denumiri au rezistat până astăzi. Știți care sunt ele? De pildă. Strada Traiana. Așa s-a numit. Un prefect extraordinar, de fapt, primul prefect al administrației românești din Constanța, pus de Mihail Cogălnicianu. Știți cine a fost? Da? Care o să revină aici și o să vă spun ce important a fost Cogălnicianu pentru Dobrogea, l-a numit pe acest Remus Opreanu, iar Remus Opreanu a dat aceste nume pe care străzile le au și astăzi. Deci Traian, altă stradă care s-a denumit atunci a fost Mircea, Mircea cel Bătrân. Ei bine, Bulevardul Tomis nu se chema Bulevardul Tomis. Știți cum se chema? Se chema, puțin mai târziu, Carol I, pentru că, de fapt, dezvoltarea Constanței se datorează acestui mare rege. În momentul în care, după 1990, în Comisia de Străzi, de atribuirea numelor de străzi, din care fac și o parte, s-a pus problema schimbării denumirii din Tomis în Carol,
Eu am spus, foarte bine, hai să schimbăm. Dar ce face cu cartierele? Tomis 1, Tomis 2, Tomis 3, Tomis 4, Tomis 5. N-au existat decât doi principe Carol, nu? Deci puteam să avem cartierul Carol I, cartierul Carol al II-lea. Nu mai puteam avea și alte cartiere. Și atunci a rămas în bulevardul Tomis. Altă stradă, de fapt prima stradă care s-a tăiat în Constanța după 1878, știți care a fost? Bulevardul Regina Elisabeta. Știți care e bulevardul Regina Elisabeta? Cel care merge, este mașinit de acvariu și este la dreapta cazinoului. Bun. Știți cum s-a numit multă vreme în perioada comunistă? Carpați. După 90 a revenit la denumirea Regina Elisabeta. Alt lucru pe care aș vrea să-l țineți minte este faptul că până în anul 1903, Constanța se oprea la acest bulevard. Deci Constanța nu avea faleza de astăzi. Faleza de astăzi este construită, este o construcție artificială la care au gândit niște oameni cu mare putere de pătrundere și cu o enormă capacitate de decizie. Aceștia au fost, în primul rând, un prefect de frumoasă aducere aminte, care se cheamă Scarlat Vârnav, și celălalt a fost unul dintre cei mai mari ingineri al lumii, și nu exagerez, pentru că nu sunt protocolonistă, îl chema oarecum. Angel Salini, așa. Angel Salini, la acea vreme, conducea lucrările din portul Constanța. Pentru că știți că lucrările din portul Constanța au fost coordonate de Angel Salini. Nu numai că ele au fost coordonate, dar Angel Salini a făcut și proiectul acestui port. Înainte de proiectul lui Salini, mai fuseseră și alți ingineri, alți mari ingineri invitați să facă aceste proiecte, dar niciunul dintre ele nu acoperea toată gama de probleme pe care o ridica portul nostru. Și atunci s-a recurs la un inginer român. Acest inginer român, de altfel, își propase enorma capacitate de creație, construind mai înainte un mare pod, un mare obiectiv, care se cheamă podul de la Cernavodă, da? Care a fost inaugurat în anul 1895. Toate aceste lucruri au fost gândite de către regele Carol I, care și-a făcut un proiect de țară din recuperarea decalajelor care existau în epocă între Dobrogea, care revine în anul 1878 la țară, și restul principatelor unite, deci Moldova și Țara Românească. Și atunci se face acest mare proiect pentru că Dobrogea trebuia reintegrată în țară. Vreau să vă spun că odată cu câștigarea Dobrogei, România a pierdut 3 județe în Basarabia și foarte mulți oameni spuneau, domnule, de ce să dăm județele alea din Basarabia, unde se făcuseră multe investiții, și să luăm o zonă săracă, o zonă mlăștinoasă, o zonă în care nu se poate construi nimic. Unul dintre oamenii care au luptat pentru revenirea Dobrogei la țară a fost un mare ziarist al timpului, dar care era și mare poet. Îl chema Mihai Eminescu. Eminescu a fost ziarist la timpul, știți, și a scris o serie întreagă de articole în care spunea ce important este să revină, Dobrogea la țară. Și pentru că dorea să vadă marea, știți că a scris foarte multe poezii legate de mare, a fost și la Constanța. Eminescu a fost la Constanța în anul 1882, era destul de bolnav, venise să se trateze, n-a ajuns ușor la Constanța pe vremea aceea, pentru că a luat un tren din București până la Giurgiu, a venit cu vaporul de la Giurgiu până la Cernavodă și până a luat din nou trenul de la Cernavodă la Constanța. La Constanța a locuit într-un hotel care a intrat din tradiția orbei, el nu mai există astăzi, se numea Hotel d'Angleterre. De ce se numea oare Hotel d'Angleterre? Pentru că fusese construit de englezi. Deci Hotel d'Angleterre datat din vremea turcilor, când englezii au venit să construiască aici calea ferată, dar au construit și câteva edificii importante, între care acest Hotel d'Angleterre. La mansarda hotelului a stat Mihai Eminescu și a scris de acolo 3 scrisori Veronicăi Micle. Într-una dintre ele îi spunea așa:
Küstengei este un oroșel destul de frumos, este clădit din piatră albă și mi-aș dori, dragă Veronica, să fii aici cu mine și să plutim visând peste valurile mării și așa mai departe. Sigur că Veronica n-a fost cu el, dar se pare că din această întâlnire cu marea au rezultat câteva dintre nemuritoarele sale poeme legate de Marea Neagră. De altfel, pentru că a venit vorba despre Mihai Eminescu, trebuie să știți că una dintre dorințele fundamentale ale edililor din Constanța a fost aceea de a ridica un grup statuar în cinstea poetului. Și atunci s-a pus problema unde să se pună acest grup statuar. A fost ideea unui mare om de cultură, se chema Ine Roman, care a spus locul statuii lui Eminescu trebuie să fie la marginea mării. Și acolo a și fost amplasat. Monumentul a fost dezvelit în anul 1834 și se datorează unui sculptor care se numește Oscar Hahn. Revenind la orașul nostru și la oamenii minunați care l-au populat, trebuie spus că la început, când s-a instalat administrația românească, oamenii veneau aici ca într-un fel de exil. Pentru că era o zonă necunoscută, era o zonă, în primul rând, despre care Ovidiu scrisese foarte urât, dar era la urmai să scrie urât, pentru că el plecase de la Roma și ajunsese undeva la marginea lumii. Pe atunci Constanța era chiar un orășel mic, mic, neînsemnat și Ovidiu, când a ajuns aici, a avut niște șocuri extraordinare. Sigur că a și scris o serie întreagă de poeme în care a descris orașul nostru pe vremea de atunci. Noi la anul sărbătorim, știți ce? Adică comemorăm 2000 de ani de la moartea poetului Publius Ovidius Naso. Deci Ovidiu a murit în anul 17, a venit în exil câțiva ani mai devreme și a scris niște poezii din exil. O toată lumea care venea aici în 1878, trimis și ca funcționar public, ca să facă administrație și să aducă lege și ordine în provincia ajunsă din nou la trupul țării, erau oameni care se considerau în exil. Și sigur că nu le părea bine că erau trimiși aici. Dar unii au zis foarte mult Dobrogea de atunci, iar unul dintre aceste personaje a fost Mihail Covărniceanu, despre care v-am vorbit. Mihail Covărniceanu, de altfel, a militat foarte mult pentru revenirea Dobrogei la țară și a fost unul dintre oamenii